Bună ziua! Astăzi pregătim plăcintă cu brânză, cu foi unse cu untură. Pentru această plăcintă avem de făcut 6 foi. Am cernut 1 kg de făină, de o calitate foarte bună, cu 12% proteină, peste care punem o lingură rasă cu sare și aproximativ 700 de ml de apă. Vedem cât intră. Apă călduță. Punem și 2 linguri de oțet ca să întindem foile ușor. Și formăm un aluat potrivit, nici moale, nici tare. Punem apa treptat să vedem cât intră. Contează cât este de uscată făina. Am avut 700 de ml și am pus-o pe toată. Simțim la mână cât cere aluatul. Scoatem aluatul pe masă, îl frământăm bine. Aluatul este foarte moale, dar așa trebuie lucrat. Pe măsură ce îl frământăm, va deveni din ce în ce mai nelipicios. După ce am frământat aluatul 10 minute, mai luăm o lingură de făină. Îl împărțim în 6 bucăți. Protunjim. Adunăm aluatul să-l lucrăm mai ușor. Apoi întindem aceste biluțe, cam de o șchioapă, nu prea mare. Și le așezăm pe tava cu hârtie de copt, ca să putem să le ținem la căldură. Le vom pune după ce punem untura. Le vom lăsa să stea într-un loc călduț. Eu am încălzit puțin cuptorul la 40 de grade și le las acolo până se învibă cu untură. Așa, le-am pus pe toate. Acum pregătim untura. Untura, avem 250 de grame de untură, trebuie să fie moale la temperatura camerei și o batem bine cu mixerul până se face spumă. Punem și un praf de sare ca să se bată mai bine. După ce am bătut bine untura, punem câte o lingură de untură pe fiecare foaie și o întindem. Acum mai punem o foaie de copt și le lăsăm o jumătate de oră, 40 de minute, să stea într-un loc călduț. Eu am pregătit cuptorul, le bag acolo. Pentru umplutura acestei plăcinte folosim 750 de grame de telemea, 250 de grame de ricotta, am eu, poate fi brânză dulce, 8 ouă, un praf de copt și puțin praf de curcuma ca să mai îngălbenim ouăle. Radem telemeaua. Amestecăm și ouăle, spargem separat unul câte unul. Dacă este vreunul în neregulă, să nu stricăm toată compoziția. Punem și praful de copt, 15 grame și puțină curcuma, un vârf de linguriță. Amestecăm totul și așteptăm să se odihnească aluatul.
După ce s-a relaxat aluatul, luăm așa câte o turtiță și întindem foaia. Și începem și întindem. Din aproape în aproape. Chiar dacă se mai rupe puțin, nu e nicio problemă. Având multe straturi, se va îmbrăca în aluat, nu va curge. De la untură, foile vor fi foarte fragede. Tăiem marginea. Marginea care rămâne mai groasă o dăm deoparte. Și rulăm cu fața de masă. O punem în tavă și așa continuăm cu toate bucățile. După ce am modelat plăcinta, am spart un ou și cu o lingură de smântână, un praf de sare. Amestecăm. O ungem bine cu această compoziție. Semințe de susan și o băgăm la copt pentru 50 de minute la 180 de grade cu căldura deschisă sus și jos. Când s-a rumenit bine, este gata la copt. S-a copt plăcinta, o lăsăm să se răcească și apoi o porționăm. Așa este plăcinta cu foi. Unse cu untură. Este foarte, foarte bună. Este moale, gustoasă, cu foi foarte subțiri. Puțină atenție trebuie la modelarea foilor, dar rezultatul este foarte, foarte bun. Încercați și această metodă. Este foarte gustoasă. Poftă bună!